Salutare, prieteni! Acum vom citi cartea Sofia I când îți pui o dorință într-o fântână. Haideți să începem! Prințesa Sofia și fratele ei, James, concurau unul împotriva celuilalt în cursa regală cu obstacole. Regele Roland îi aclama încântat, uitându-se cum treceau peste garduri și obstacole. Deși fusese o cursă strânsă, James trecu primul linia de sosit. Bravo, James! Este cel mai bun timp al tău până acum, zise regele Roland. Sofia ar fi vrut să repete cursa, dar James plecă să se joace cu Rex. Sofia se întristă. Ce s-a întâmplat, draga mea? O întrebă regele. Chiar dacă mă antrenez mult, nu reușesc să-mi îmbunătățesc și eu rezultatele, răspunse Sofia. Cursa cu obstacole este grea, recunoscu regele Roland, care se oferi apoi să o ajute. Li se alăturară regina Miranda, ducând o pisică adorabilă în brațe. Ia uitați pe cine am găsit rătăcit prin castel, nu-i așa că e... Hapciu! O întrerupse strănutul soțului ei. Sunt alergic la Hapciu! Speriată de strănuturi, pisica fugi. Regina se luă după ea. Bună, tati, spuse Amber apropiindu-se. Nu vrei să joci badminton cu mine? Mi-ar face plăcere, dar acum o ajut pe Sofia la cursa cu obstacole. Regele Roland începu să alerge către zid. Cel mai important lucru ca să treci de el este să pornești bine, zise el din alergare. Dar Sofia nu-și putu ascunde chicotilul când regele ateriză direct în apă. În continuare, regele vrut să-i arate Sofiei cum să sară peste gardul. Trebuie să-ți alegi momentul potrivit și să sari, îi explică el. Își lua vânt, sări și căzu peste gardul viu. Știu ce te va înveseli, tată. Ceaiul de după amiază, anunță Amber. Până vă întoarceți, eu voi exersa săritul peste obstacole, zise Sofia. Amber era bucuroasă că putea să petreacă timp cu tatăl ei, dar când intrară în camera de luat ceaiul, văzură pisica găsită mai devreme de regină. Stătea pe masă și bea lapte din cană. Hapciu! Explodă un nou strănut al regelui. Scuze, tati, nu-mi dau seama cum a ajuns pisica aici, suspină Amber. Îmi pare rău, draga mea, trebuie să... Hapciu! Strănută iar regele și plecă în grabă. Amber se întreba cum ar putea să petreacă și ea timp cu tatăl ei. Știu, sigur nu va putea rezista plăcintei cu murea lui Andre. Andre, își spuse ea. Plecă către grădinile castelului să caute mure. Găsi o poartă, o deschise și ajunse într-o parte ascunsă a grădinilor regale. Acolo văzu o fântână veche de piatră. Se aplecă deasupra ei și fântâna căpătă viață. Dă-mi un ban și îți îndeplinesc 3 dorințe. Dar ai grijă ce-i ceri fântânii dorințelor, murmură fântâna. Bucuroasă, Amber aruncă o monedă în fântână și ceru o tiară nouă. Puf! Pe capul ei apăru din senin o coroniță scripitoare. Amber știa deja care va fi următoarea ei dorință. Îmi doresc ca tata să fie alergic la Sofia, ca să petreacă mai mult timp cu mine, strigă ea. Dorința ta a devenit realitate, spuse fântâna din nou. Între timp, la cursa regală cu obstacole, regele o ajuta pe Sofia la cățărat. Tocmai când fetița sări pe partea cealaltă a zidului, se auzi un puf și Sofia se transformă în pisicuță. Regele Roland ocoli obstacolul, dar Sofia nu era de găsit nicăieri. Atunci, hapciu! Altă pisică! Pleacă de aici! Unde o fi Sofia? Prințesa Sofia se uită la corpul ei violet și blănos. Sunt pisică? Exclamă ea surprinsă. Amber dădu fuga la tatăl ei. Gata cu antrenamentul? Întrebă ea. Cred că da, pentru că Sofia începu regele Roland. Hai să jucăm badminton, îl întrerupse Amber. Îți promit că nu vei strănuta. Bine, fu de acord tatăl ei. Trifoimul făia niște păpădii pe peluza regală când țup Sofia sări pe el. Sunt eu, Sofia, zise ea repede. M-am transformat în pisică. Cum așa? De ce? O întrebă uimit iepurașul. Nu știu, recunoscu supărată prințesa. A apărut o lumină fulgerătoare și gata, eram pisică. Oare Cedric nu te poate ajuta? Sugeră Trifoi. Cedric se afla în laboratorul lui, cufundat în lectură. Ce cauți aici, pisică? Crezi că suntem la zoo? Țipă el când Sofia sări dintr-o dată pe cartea lui de farmece. Vrăjitorul nu putea înțelege ce spunea Sofia, dar Wormwood o înțelegea. Vă poți ajuta să mă transform la loc în mine? Îl întrebă prințesa pe corp. Bineînțeles că nu, dar vreau amuleta ta, răspunse pasărea apropiindu-se de Sofia. Înainte ca ghearele lui să poată ajunge la bijuterie, Sofia și Trifoi fugiră din laborator. Ne distrăm de minune, nu-i așa, tată? Întrebă Amber în timpul jocului de badminton. Da, ne petrecem plăcut timpul regal împreună, răspunse Roland. Ai mai văzut pisica asta vreodată? Întrebă regina Miranda, intrând pe teren. Da, am văzut-o tocmai când a dispărut Sofia. Hapciu! Sofia a dispărut și în locul ei a apărut pisica asta, mov, fu îngrijorată Amber. Duc eu pisica de aici, tati, zise ea, observând amuleta la gâtul acesteia. Mi-am dormit ca tata să devină alergic la tine, dar nu voiam să te transform în pisică, recunoscu Amber, dând funga la fântâna dorințelor cu Sofia.
Nu vreau ca sora mea să mai fie o pisică mov. Asta e dorința mea!" exclamă ea. Puf, Sofia se transformă în pisică roz. Nu asta am vrut să spun!" strigă Amber supărată. Ai grijă ce îi ceri fântânii dorințelor!" murmură fântâna. Wormwood și Rex se observară pisica roz și se luară după ea. Vai de mine, ce dezastru!" se văită Amber. Trebuie să-l găsesc pe tata, doar el mă mai poate ajuta." Amber, iată-te! Chiar mă întrebam unde ești. Toate fetele mele să dispară așa. Tati, am făcut ceva. Îngrozitor, mărturisi Amber. Am cam transformat-o pe Sofia în pisică. Ai găsit vechea fântâna dorințelor? Ghici regele. Hai să mergem să o găsim pe Sofia. Obosită să fugă din calea lui Wormwood și Rex, Sofia se îndreptă către cursa regală cu obstacole. Wormwood se ridică în zbor, vrând să ajungă la amuletă, în schimb se lovi tare de zid. Regele Roland reuși să-și prindă ficatul, mai când aceasta trecea linia de sosire. Gata, Sofia! Hapciu! Acum haideți să vorbim cu fântâna dorințelor. Când ajunseră în partea ascunsă a grădinii, regele se aplecă deasupra fântânii și spuse răspicat. Vreau ca fica mea Sofia să fie din nou fetița frumoasă și drăguță care era înainte să fie transformată în pisică. Puf! Sofia se transformă la loc în fetiță. Mulțumesc, tati, zise Sofia îmbrățișându-l pe rege cu mâinile ei omenești. Îmi pare rău, surioară, zise Amber plină de reglet. Eram geloasă că te distrai așa de bine cu tata și voiam să petreacă mai mult timp cu mine. Nu-i nimic, acum mă simt perfect din nou, răspunse Sofia. Și mie îmi pare rău că te-ai simțit exclusă, Amber, dar Sofia avea nevoie de ajutorul meu. Dacă ai nevoie de mine, sunt aici ca să te ajut și pe tine. Da, tati, zise Amber. Acum, poate că ar trebui să ne terminăm partida de badminton, nu? Sugeră regele zâmbind. Totul reveni la normal în regatul Encantia. Sofia îl provoca pe James la o altă întrecere în cursa regală cu obstacole din grădinile palatului. Trecură prin toate probele, dar de data asta Sofia reuși să treacă linia de sosire puțin înaintea lui James. Am reușit!" exclamă Sofia mândră. Ce cursă bună!" o lăudă James. Cum ai reușit să devii atât de bună?" Sofia zâmbi. Mama a antrenat ca o pisică. Și cam aceasta a fost și cartea. Sofia întâi când îți pui o dorință într-o fântână. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați like și share. Pa, pa!